În toate liceele a început simularea examenului de bacalaureat, conducerile unităților școlare pregătind minuțios această activitate deosebit de importantă pentru cunoașterea nivelului de cunoștințe la care au ajuns elevii claselor a 11-a și a 12-a, care bat la porțile maturității. De luni vor începe și simulările pentru bacalaureat și pentru clasa 11-a și clasa 12-a. Vor fi trei probe, exact ca și la bacalaureat, care se vor desfășura luni, miercuri și joi. Simularea înseamnă într-adevăr pentru elevi o provocare, pentru că vor vedea exact care este nivelul lor de cunoștințe. Este și o șansă în același timp, pentru că vor mai avea timp prin planurile remediale pe care noi le vom propune prin contribuția lor, pentru că vor trebui să muncească și să învețe pentru bacalaureat, să avem rezultatele pe care ne le dorim la finalul bacalaureatului. Notele se trec în catalog numai la dorința elevilor? Doar dacă elevii doresc acest lucru, notele se pot trece în catalog. Profesorii vor întocmi planuri de remediere a golurilor din cunoștințele elevilor, apreciindu-se că există timp suficient pentru înlăturarea acestora. Fiecare cadru didactic împreună cu elevii și de comun acord cu părinții va întocmi planuri punctuale de remediere.